Bună seara și bine v-am regăsit, stimați prieteni, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre politicile demografice din Republica Moldova, împreună cu Corneliu Popovici, consilier în domeniul educației, culturii și cercetării al președintelui Republicii Moldova. Bună seara și bine ați venit! Și Victor Mocanu, președinte al Asociației Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. Bine ați venit, domnule Mocanu! Bună ziua și bine v-am găsit! Domnule Mocanu, la 1 ianuarie 2006, conform estimării oficiale, în țara noastră erau aproximativ 3,5 milioane de concetățeni. Vorbind, evident, fără de teritoriul transnistrean și municipiul Tighina. Asta ar însemna că în fiecare an noi avem cu aproximativ 2000 de oameni mai puțin. Haideți să pornim de la faptul care sunt cauzele care determină, de fapt, această micșorare anual a numărului concetățenilor noștri. Vă rog. Desigur, cifrele pe care le-ați anunțat dumneavoastră sunt îngrijorătoare. Într-adevăr, populația Republicii Moldova în ultimii 20 de ani a diminuat foarte mult și ca atare au contribuit la acestea doi factori substanțiale. În primul rând, sporul natural negativ și al doilea factor, migrarea populației peste hotarele țării. Da? Și, dar eu, știți, aș vrea să vă atrag atenție la anumite lucruri, că aceste date noi le simțim în timpul desfășurării sondajelor sociologice. De exemplu, rata răspunsurilor la chestionarele noastre constituie 70%. Și iată, când desfășurăm aceste studii în nordul Moldovei, chiar și la sudul Moldovei, practic fiecare a treia, a patra, a cincea casă sunt pustii, adică nu găsim pe nimeni acasă. Mulți din ei au emigrat peste hotarele țării, dar mulți au plecat în orașe pentru un trai mai bun. Adică simțim efectul procesului de urbanizare. Și aceste cifre, într-adevăr, pot fi mult mai sumbre. Adică practic, în lipsa unui recensământ serios, da? Noi nu putem să facem un pronostic real în Republica Moldova. Chiar și datele care le furnizează Organizația Națiunilor Unite, ele pornesc de acolo că în Republica Moldova în anul 2000 locuiau circa 4 milioane de oameni. Dar noi considerăm că cifra celor care locuiesc în Republica Moldova este mult mai mică. Da. Domnule Popovici, pornind de la faptul că avem o îmbătrânire a populației Republicii Moldova și în contextul celor remarcate de către domnul Mocanu, îndrăznesc să vă întreb, care sunt prognozele, nu știu, demografice pentru anul 2050? Demografii ridică semne de întrebare și spun că starea de lucruri este destul de încordată. Vreau să spun contextul primei întrebări a noastră, că mai sunt și alți factori importanți care influențează asupra situației demografice din Republica Moldova, asupra transformărilor demografice din țara noastră, și unul din acești factori ar fi fertilitatea scăzută, adică să nasc foarte puțin copii. Și al doilea factor, de asemenea foarte important, este lipsa unor politici competente, unor politici bine gândite, care să țină cont de aceste procese obiective de depopulare a Republicii Moldova care se petrece în ultimii ani. Pentru că nu doar anul ăsta noi am constatat că se produc astfel de procese demografice nefaste pentru țara noastră, care poate să transforme Republica Moldova într-o țară fără oameni. Ci este un proces care s-a început cu mulți ani în urmă. Și domnul doctor a menționat că deja pe parcursul a 20 de ani, cel puțin, se observă astfel de tendințe nefaste. Și conform unor date, atât de exemplu, dacă în anul 2004 existau în jur de 3.383.000, la 2014, conform datelor oficiale, existau undeva în jur de 2.998.000 de cetățeni. Cât privește perspectivele, ele sunt destul de sumbre. Conform investigațiilor efectuate, conform studiilor care au fost prezentate inclusiv în cadrul conferinței care a avut loc la Academia de Științe, dată de 3 aprilie
la inițiativa șefului statului. Ne așteaptă vremuri nu bune și chiar în cele mai bune, să spunem așa, scenarii de evoluție a lucrurilor, peste 30 de ani, peste chiar 20 de ani, populația Republicii Moldova se va diminua, potrivit scenariului pozitiv, să spunem așa, sau celui mai optimist scenariu, în Republica Moldova, în anul 2035, vom avea în jur de 2 milioane jumătate. Dacă nu vor fi întreprinse careva măsuri și lucrurile vor evolua de la sine, atunci riscăm ca în anul 2035, în Republica Moldova să existe doar în jur de 2 milioane de cetățeni, ceea ce ar fi o catastrofă pentru țara noastră. Referitor la soluțiile sau referitor la acțiunile care trebuie să fie întreprinse, cred că o să vorbim pe parcursul emisiunii. Da. Dar acestea sunt scenariile nu optimiste pentru Republica Moldova la capitolul demografiei. Domnule Mocanu, clasa politică operează cu cifra de la 500 la 700 de mii de concetățeni care se află peste hotare. ONG-urile zic că practic un milion din concetățenii noștri se află dincolo. Există premise reale de ca ei să se întoarcă acasă și respectiv să fie implementate anumite politici demografice despre care pomenea domnul Popovici? Și dacă, care cifră o susțineți dumneavoastră în calitate de specialist? Clar, cifra aceasta de un milion de persoane plecate pe scutare este o cifră estimativă, este o cifră aproximativă. Nimeni în Republica Moldova nu are date exacte cât populația a părăsit, deoarece știți, este și emigrarea temporară, când oamenii pleacă, de exemplu, la după câștig în, zicem, Federația Rusă, revine înapoi, pleacă în România, în țările europene și revine înapoi. Deja dacă îi stau la evidență la primărie, deja noi considerăm că sunt cetățenii noștri, da? Și nimeni nu știe precis câți au plecat pentru totdeauna din țară. Acum, ceea ce ar trebui de întreprins pentru ca populația să revină în țară. Și sunt într-o totul de acord cu colegul meu de platou, domnul Popovici, că, într-adevăr, ar trebui statul să revadă politicile sociale. Da? Și dacă primul val al emigrării era cauzat de situația socioeconomică deplorabilă, acum tineretul nostru, și vedem că o mare parte din tineret emigrează masiv peste hotare, este cei care vor să vadă o perspectivă pentru familia lor, pentru copiii lor. Și ei se orientează spre țările cu democrații dezvoltate, cu economii dezvoltate. Și acum am putea spune că în țară se întreprind careva măsuri. Chiar vedem și programul Prima Casă, se depun careva eforturi pentru a îmbunătăți situația, dar ea totuși rămâne critică. Și dacă luăm la capitolul emigrare, noi observăm că mai prost stau lucrurile doar în Bulgaria, România și Ucraina. Dar totuși situația din teritoriu vorbește despre ceea că rata emigrării în România și în Ucraina este mai mică decât în Republica Moldova. Că dacă ei vorbesc că este o rată emigrării de circa 30%, eu consider că Republica Moldova este mult mai mare, adică potențialul de muncă, potențialul activ de muncă de Republica Moldova este foarte scăzut și acum am pun careva întrebări, da? Dacă noi vrem să modernizăm Republica Moldova sau cum vorbesc donatorii noștri despre o europenizare, despre a împrumuta un alt mod de viață, de a organiza altfel producerea, de a construi obiecte de infrastructură socială. Eu îmi pun întrebarea, dar există în Republica Moldova acest potențial? Pentru că au emigrat în mare măsură muncitorii calificați. Da, domnul Popovici, poate în contextul ăsta aș vrea să menționez și faptul că totuși, inclusiv la conferința care am făcut referință, s-a discutat și a fost promovată ideea că pierderile populației din cauza migrației în Republica Moldova sunt enorme. Al doilea moment este că declinul populației nu poate fi stopat, indiferent ce măsuri n-am întreprinde noi. Procesul este atât de grav că noi nu putem
stopa acest proces, ci putem doar întreprinde măsuri de diminuare sau de micșorare a impactului negativ asupra societății. În context la ceea ce a menționat domnul Mocanu, aș vrea să spun că, după unele estimări, anual din Republica Moldova pleacă în jur de 1% din populație, estimativ. Pleacă, practic, forțat. Foarte mulți copii cu părinții în ultimul timp, foarte mulți tineri cu vârstă reproductivă și forță reală de muncă. Și în această situație, fără îndoială, trebuie de întreprins măsuri la nivel de politici privind stoparea, să spunem așa, sau diminuarea acestei migrații. Domnule Popovici, ca să revenim un pic la factori, haideți să punem într-un anumit context, pe de o parte șomajul, pe de altă parte sau versus migrația. Există o interdependență logică? Da, inclusiv domnul Ocan a vorbit despre faptul că omul pleacă nu de viață bună din țară, pleacă din anumite considerente, inclusiv sociale, și dacă la început, în primele valuri, această plecare, fără îndoială, era una cu caracter pur economic, social, acum, în mare măsură, deja intervin și alți factori. Și dacă la început aceste migrații duceau la, inclusiv la apariția în Republica Moldova unor remitențe transmise de cetățenii noștri care lucrau în străinătate, acum aceste remitențe se micșorează. Asta demonstrează probabil faptul că cei care pleacă deja nu se mai gândesc să revină înapoi. Și ei pleacă deja luând cu ei și copiii și familiile. Și, nu întâmplător, în fiecare an, practic, de pe harta instituțiilor de învățământ din Republica Moldova, dispare câte o școală mare de câteva sute de copii. Și potrivit datelor oficiale și câte două sate. E așa, domnul Mocanu? Da, desigur. Sunt careva estimări care vorbesc că anual de Republica Moldova ar dispărea 3 sate mari, da? 3 sate medie, adică. Ar putea dispărea, dacă am calculat-o. Știți? Și totuși noi, domnule Madan, ar trebui totuși să ne concentrăm că toți știu în Republica Moldova și cred că majoritatea populației se sesizat că situația este foarte critică. Și noi cred că îi așteaptă de la noi, dar totuși care sunt soluțiile, da? Care ar conduce la ameliorarea, da, redresarea situației în domeniu. Și iată aici, colegii mei au elaborat un șir de măsuri care într-adevăr ar putea contribui la ceea ca, știți, totuși avem o datorie față de pensionarii noștri, că vedem că conform pronosticurilor în ultimii 20 de ani rata pensionarilor va spori practic de două ori, de la 17% la 34%. Și cum va putea exista acest sistem de pensii, actualul sistem de pensii, sau trebuie de întreprins care va măsura. Chiar vă rugăm să ne oprim asupra acestei probleme. Da, într-adevăr, noi ar trebui să discutăm totuși, vrem să vedem totuși care factori predomină. Sociali, economici, demografici, medicali, care totuși predomină între cei ca noi să putem să stopăm această migrație. Dar, într-adevăr, cum susținem familiile tinere? Cum facem ca populația din Republica Moldova să aibă o viață mai lungă și mai calitativă? Și aici, într-adevăr, ar trebui să ne gândim, dar știți, să schimbăm situația în deosebi în domeniul rural. Pentru că țăranii noștri se simt o schimbare care va spre bine. Dar așa ei spun că cum îmblau cu 200 de ani în urmă în satele din Republica Moldova în cizme de cauciuc și până la genunchi în glot, așa și nu se schimbă situația spre bine. Adică ei așteaptă de la guvernanți, de la societatea civilă, de la savanți, de la schimbări spre bine. Și sunt de acord cu colegul meu care spune că într-adevăr trebuie de elaborate politici sociale. Cum de schimbat situația din Republica Moldova ca să nu fie condusă după principiul cât dăm la salarii și pensii și cât rămâne guvernanților. Da? Trebuie anume să facem accent pe factorul diminuării corupției.
Și văd că se întreprind în ultimul timp măsuri, dar totuși ele sunt așa măsuri, știți cum, nesemnificative, că noi dacă nu diminuăm corupția, noi nu putem dezvolta economia țării, noi nu putem să finanțăm sfera socială, că ea mai mult se finanțează după principiul rezidual, da? Nu avem zicem așa, niște politici coerente care ar putea să dezvoltăm îndeosebi mediul rural și iată, noi majoritatea venim de la sate și când ne întâlnim acasă, iată, acum trebuie să ne întâlnim de grabă de Paștele Blaginilor și clar că voi primi sute de întrebări de la consătenii mei care vor spune, totuși, voi vă gândiți la noi ce faceți. Da. Și uitați-vă, doar au fost elaborate multe programe și uitați-vă, au fost, țin minte, programul Satul Moldovenesc, da, a fost elaborat pe urmă, a fost elaborată strategia de reducere, de eradicare și reducere a sărăciei. Pe urmă, țin minte că pare că în 2010 un partid a venit cu un proiect de 40 de orașe moderne. Și după aceea a urmat furtul miliardului, da, care a ruinat sistemul social inclusiv. Da, și nu, eu acum vreau cu un abzaț să încheie acest gând. Vedeți că totuși noi trebuie să vedem în perspectivă și asta ține anume de domeniul de cercetare, care acum este distrus totalmente. Da. Cum noi, sociologii, filozofii, vom vedea în viitor ce va reprezenta Republica Moldova pentru peste 50-100 de ani. Da. Cu regret, deja am vorbit la începutul emisiunii că a fost distrus acest institut de filozofie și sociologie, dar noi acum, fără aportul considerabil al filozofilor de Republica Moldova, noi nu ieșim din criza asta economică și socială. În contextul ceea ce a spus domnul Canu, aș vrea să menționez două lucruri, două lucruri. Primul lucru, referitor la Academia de Știință, domnul doctor are perfectă dreptate. În aceste condiții, când noi avem mari probleme sub aspect demografic, când avem probleme sub aspect economic, când avem probleme sub aspect social, cineva, mai bine spus guvernarea, nu face altceva decât să încearcă să reformeze această Academie, care practic nu va duce la careva reformă decât la distrugerea instituțiilor de cercetare. Și noi la președinție am încercat, prin mai multe metode, însă și președintele, șeful statului, domnul Igor Dodon, nu a promulgat legea inițial de modificare Academiei de Științe. A fost unica instituție de stat care s-a opus aceste reforme dezastruoase. Pentru că, încă o dată repet, noi în Republica Moldova avem foarte mari probleme și un centru de cercetare care trebuie să propună soluții din punct de vedere științific, noi nu o să avem odată cu distrugerea Academiei de Științe. Da. Dar guvernanții merg pe această cale. Al doilea moment, referitor... Numai vreau să vă completez dumneavoastră aici. Știți, foarte bine s-a exprimat maestrul Mândăcanu, care a spus că Academia a fost buzunărită și distrusă. Asta un moment. Al doilea moment, referitor la localitățile noastre rurale. Noi am făcut, cu ajutorul oamenilor de știință, am făcut niște studii și am văzut care este situația demografică în regiunile noastre, adică în raioanele noastre. Și vreau să spunem că o situație destul de, să spunem așa, bună în ghilimele, dar mai bună decât în alte regiuni ale Republicii Moldova, este în Chișinău la etapa actuală. De ce? Pentru că este o migrație internă. Adică tinerii din localitățile rurale migrează spre Chișinău și aici situația demografică este, da, este o migrație internă și este o situație mai bună decât în alte localități. Dar sunt localități, cum ar fi, de exemplu, Dondușeniu, Locnița, Șoldănești, unde situația este gravă. Sunt sate, în 2017 au fost, dacă nu mă înșel, în jur de 50 de sate în care nu s-a născut niciun copil pe parcursul anului. Asta este dezastruos. Sunt sate în care rata depopulării este în jur de 40%. Adică 40% din locuitorii satelor, nu mici, dar sate care pe timpul erau sate medii, să spunem așa, au plecat, au migrat. Sau au migrat spre Chișinău, sau au plecat în străinătate. Și asta este un factor dezastruos. Și în aceste condiții, fără îndoială, este nevoie aportul oamenilor de cercetare care să cunoască, să facă studiu, să scoată în veleag procesele obiective care se petrec în societatea noastră, iar cei de la guvernare să elaboreze politici, nu
din anumite teorii, dar bazându-se pe aceste investigații reale ale oamenilor de știință din țara noastră și poate unor experți din străinătate. Ca să rămânem albi a ceea ce ați spus dumneavoastră, evident că scade natalitatea. Vreau să vă întreb, ce se întâmplă cu numărul pensionarilor care este în continuă creștere și dacă, haideți să vorbim cel puțin ipotetic, dacă nu ne vom trezi într-o zi când nu vom avea capacitatea de achitare acestor pensii, de întreținerea bătrânilor pe care îi vom avea. Aceste tendințe este un proces obiectiv deja pe Republica Moldova și conform, iarăși de nou, unor investigații care au fost făcute, până în anul 2035, numărul oamenilor cu vârstă înaintată, adică de peste 65 de ani, va fi în jur de 34-35%. De două ori mai mult? De două ori mai mult decât la moment. Fără îndoială, iar și în aceste condiții, numărul celor care vor produce bunuri pentru a asigura pensie se va reduce semnificativ. De aceea există riscul ca în acest an, 2035, persoanele născute în 1970 și anii care urmează nu vor avea posibilitatea de a avea pensie. Spunem o virgulă aici. Dacă se vor păstra actuale tendințe categoric, dacă nu vor fi întreprinse, dacă nu vor fi întreprinse măsuri urgente și măsuri bine gândite. Dacă să nu intră în multe teorii, aș putea să spunem că să spun că în cadrul președinției noi la indicația șefului statului noi facem investigații inclusiv în colaborare cu oameni de știință. Și ca să nu intru în multe detalii, aș spune că la etapa actuală noi vedem trei acțiuni prioritare care trebuie să, care trebuie să fie întreprinse pentru a diminua, să spunem așa, impactul nefast acestor procese demografice din țara noastră. Prima activitate prioritară este necesară crearea condițiilor favorabile pentru creșterea și educarea copiilor. Pentru că dacă copiii noștri nu vor fi educați, copiii noștri nu vor fi sănătoși, noi vom avea mari probleme. Aici aș deschide un pic paranteză. La noi nu numai că se nasc puțin copii în ultimii ani, la noi se nasc copii cu anumite probleme de sănătate. Adică există o anumită problemă în ceea ce privește calitatea nașterilor în țara noastră. De aceea noi trebuie să ne gândim foarte bine și prin politicile de stat trebuie să considerăm ca prioritate anume crearea condițiilor favorabile pentru creșterea, nașterea, creșterea și educarea copiilor noștri. Dar în contextul în care am avut o reformă în educație și s-au comasat aceste școli? Acolo este un dezastru. Reforma care a fost început în așa numită de optimizare a școlilor și care a fost stopată iarăși de nou la insistența șefului statului, această reformă ea încă își va arăta impactul negativ asupra societății noastre. Este un dezastru. Este un factor care a contribuit la depopularea Republicii Moldova. O altă prioritate este reducerea mortalității și creșterea speranței de viață. Domnul doctor a menționat lucrul respectiv că numărul pensionarilor, oamenilor în vârstă cresc. Obiectiv, cu vârsta apar și anumite boli, să spunem așa, sau anumite probleme de ordine de sănătate. Și pentru asta noi trebuie tot de asemenea, prin intermediul anumitor politici de stat, trebuie să asigurăm o reducere a mortalității și creșterea speranței de viață. Cum de făcut lucrul respectiv? Noi de asemenea avem deja formulat un șir de propune. Și al treilea acțiune prioritară este reducerea migrației. Cum de făcut lucrul respectiv? În condițiile când deja, conform unor sondaje, 87 din tineri absolvenți ai instituțiilor de învățământ sunt gata cu prima ocazie să părăsească Republica Moldova. Cum de făcut lucrul respectiv? Noi, de asemenea, ne gândim asupra acestui moment și la etapa actuală am putea propune că, în primul rând, trebuie de redus migrația aceasta forțată. Adică o familie trebuie să aibă niște condiții decente de existență. Adică dacă el nu are casă, dacă el nu are un salariu decent, dacă el nu are unde și educa copiii, adică grădinițe, școală și așa mai departe, el va fi forțat să plece. Adică trebuie de redus această migrație forțată. De asemenea, este nevoie prevenirea migrației specialiștilor din altă calitate. Da, noi nu putem opri procesul acesta obiectiv de depopulare a Republicii Moldova, pentru că este un proces obiectiv care se trece și în alte țări. Noi putem să reducem impactul negativ și putem spori
calitatea specialiștilor care sunt în Republica noastră, prin educare, prin instruire, prin instruirea și formarea continuă, inclusiv a oamenilor care au atins o anumită vârstă. De aceea se impune într-un fel o stimulare a specialiștilor de înaltă calificare prin sporirea salariului, prin oferirea anumitor condiții decente de viață și așa mai departe. Da. Și al treilea moment este atragerea investițiilor în zonele cu probleme social-economice. Și asta tot este real de făcut. Important să fie această voință politică. Da, eu aș vrea să completez pe colegul meu. Deci, ce ține de dezvoltarea uniformă a regiunilor Republicii Moldova, aici aveți perfectă dreptate, și anume, uitați, aici ar servi un exemplu pentru noi, Polonia. Ei nu se străduie să dezvolte prioritar centrul țării, adică, sau capitala Varșovia, dar ei, în egală măsură, dezvoltă în toate regiunile. Acum, ce ține de procesul migrațional. Eu am făcut cunoștință cu multe studii referitor la această temă. Și totuși eu nu văd un studiu complex, un studiu profund. Vă spun din ce cauză. Totul depinde cine finanțează aceste studii. De exemplu, ca să avem astfel de studii, astfel de date ale cercetării, noi avem nevoie ca însăși guvernarea să fie cointeresată în a cerceta acest studiu. Vă spun prin ce se deosebește cercetarea academică de acea din societatea civilă. Cercetarea care o fac ONG-urile este bazată pe metodologia cercetării europene, adică fiecare etapă a cercetării trebuie să-ți aducă profit. De exemplu, eu cercetez tema, informez populația, informez persoane, trebuie să ne aducă venit. Informez unde, deja după aceasta trebuie eu să-i informez în care țară mai bine să plece, unde sunt condițiile mai bune, unde sunt salarii mai bune. Și fiecare etapă a cercetării trebuie să-mi aducă venit. Deci, în ultimă instanță, eu contribui la majorarea migrației, ratei migrației. Ratea migrației devine mai mare. Când noi, cercetarea academică, ne propunem că această rată a migrației noi să o diminuăm. Și anume să depistăm care sunt factorii determinanți care ar putea să conducă la această migrație. Acum vedeți, cine din donatori poate să fie interesați pentru a diminua rata migrației? Să zicem țările europene sau să zicem Federația Rusă. Care este interesul Moscovei sau a Londrei sau a Parisului de a diminua migrația în Republica Moldova? Cine o să le spiele străzile? Cine o să conducă automobilele la ei? Da? Cine o să îngrijească de persoanele în etate? Clar că o să vină moldovenii și din alte țări mai economic mai slab dezvoltate. Dar noi avem nevoie ca anume guvernarea și cercetătorii din Republica Moldova să depună eforturi, să pună în valoare substanța lor cenușii pentru a diminua această rată a migrației și eu știu că aceasta este posibil de făcut. Acum, un factor important care noi ar trebui să-l discutăm astăzi și ține de persoanele în etate și de despre mortalitate. Și despre mortalitate. Adică să vorbim da. Despre sporul negativ, da, al populației. Acum uitați, care este rata fertilității în Republica Moldova? Republica Moldova se află în topul mondial la rata fertilității. Noi avem unul întreg și 27, pare mi se că 26 copii pe o femeie fertilă. Dar în scădere. În scădere. Acum uitați. Dar ar fi ok să fie 2 întreg și 1, zic cercetătorii. Da, da, da. Chiar mi-am notat da, aici. Da, acum, pe clar, trebuie să avem un spor pozitiv. Acum, eu vreau să mă refer la factorii medicale. Universitatea de Medicină din Republica Moldova pregătește foarte buni medici. Și aceasta vă spun că avem o serie de profesori, o serie de medici, chirurgi, care sunt recunoscuți renume, în lume. Da. Da, de renume și, într-adevăr, avem cu cine mândrie. Dar uitați în ce situație sunt medicii la noi acum. Au condiții foarte grele de lucru, nu sunt motivați, au un salariu mic. Și în ultimul timp au început încă să-i obișnuiască la locul de lucru, au fost cazuri când au fost bătuți medici. Acum, în cazul când au fost echivalate diplomele de medic cu România, da? Și observăm că o mare parte din medici, pare mie că sunt câteva mii de cereri care vor deja să părăsească sistemul sanitar din Republica Moldova și să plece statele vecine deja da, echivalează. Să plece în România. Acum ne punem noi problema. Dacă avem o țară, dacă am spus cu vârstă medie foarte înaintată, adică avem o țară îmbătrânită și cu mari probleme de sănătate, cine se vor îngriji de cei care vor rămâne în țară aici?
Adică toate reformele care noi le-am aplicat în sistemul sanitar n-au dat efectul cuvenit, deoarece problema principală a motivării medicilor și a creierii condițiilor de muncă n-a fost soluționată. Și îmi pun întrebarea, a demarat această reformă de regionalizare a serviciilor spitalicești. Bine, da, nouă spitale rămân. Cum nouă spitale? Dar vedeți că totuși problema nu este soluționată, deoarece migrația a luat amploare foarte mare. Cine vor lecui medicii între aceste nouă centre? Poate este cazul să avem un centru performant la Bălți, la Cahul și la Chișinău, unde să facă operațiile. Da, aceste spitale trebuiesc acolo, trebuiesc medicii să îngrijească de sănătate. Dar ea trebuie, eu cred că trebuie să revenim la această reformă a sistemului spitalicesc și, în ultimă instanță, experții să se dea cu părerea. Da. Domnule Popovici... Aici, poate în contextul ăsta, vreau să menționez următorul lucru. Ceea ce a menționat domn doctor, referitor la situația în medicină. Sunt aceste tendințe, sunt tendințe obiective și iarăși din nou, aceste tendințe, ele pot fi stopate prin anumite politici de motivare. Noi nu avem așa de mulți medici, dar țara nu poate exista fără medici. Și în aceste condiții, de exemplu, România, în octombrie 2017, prin hotărâre de guvern, a echivalat aceste diplome a medicilor din Moldova cu cele din România, ceea ce a dus la un val enorm. Val enorm de plecări de medici din Republica Moldova în aceeași România. Chiar s-au format deja anumite cozi, liste. Apare întrebare. Orice de la guvernare Republica Moldova nu pot să întreprindă careva măsuri cumva să stimuleze acești medici? Pentru că la etapa actuală atestăm unele procese foarte neplăcute în unele raioane, când deja nu sunt medici. Nu sunt medici specialiști. Rezidenții, adică studenții de la medicină pleacă în aceeași România, după înscriere la noi. Noi am avut o întâlnire, acum iarăși de nou la indicația șefului statului, am avut o întâlnire cu conducerea Universității de Stat de Medicină și Farmacie din Republica Moldova și am constatat cu uimire că în ultimul an numărul de doritori de a-și face studiile la Universitatea de Medicină a scăzut considerabil. Numărul rezidenților care se înscriu la studii pe an ce trece scade. Numărul absolvenților Universității de Medicină care pleacă la lucru în centrele medicale din țara noastră, de asemenea scade foarte mult. La etapa actuală sunt raioane unde nu sunt medici specialiști, anesteziologi și în alte domenii. Ceea ce agravează situația. Domnule Popovici, iată pleacă... un tânăr medic, dacă ar merge, nu știu, la Ocnița, ce îi se oferă la ora actuală? Practic nu se oferă nimic. Un salariu de 3.000 de lei? De exemplu, iată un student care pleacă în România, lui se oferă o bursă de peste 300 de euro, dacă nu mă înșel. Un rezident primește un salariu de 500 de euro. Iar o bursă de 500 de euro. Iar un tânăr medic obține un salariu de 800 de euro. Cred eu că deja este timpul ca și în Republica Moldova să fie întreprinse măsuri concrete din partea guvernării de a salva acest domeniu. Pentru că s-a vorbit despre faptul că oamenii în vârstă trebuie să fie, li se asigură condiții decente medicale, să spun așa, pentru că ei îmbătrânesc și sunt anumite probleme. Dar trebuie de asigurat sănătatea și celor tineri și copiilor. Conform unor date de la Biroul Național de Statistică din 2017, procentajul femeilor fertile s-a diminuat în ultimii ani de la 64%, dacă nu mă înșel, până la 57%. Și tendința este foarte negativă. Adică în Republica Moldova sunt foarte mulți tineri care nu pot avea copii. Și asta se datorează lipsei sau problemelor în ceea ce privește educație. Asta se datorează condițiilor de tratament și bolilor sexual transmisibile care sunt în țara noastră și multor altor factori care pot fi înlăturați. Dar fi voință politică. Domnule Mocanu, potrivit datelor oficiale, zilnic hotarele țării sunt traversate de 109 oameni. Aceștia reprezintă principalii indici care ar trebui să ne pună pe noi pe gânduri? De aici ar trebui să batem alarma? Desigur, acesta este un număr foarte mare. Cu exactitate nu ne va spune nimeni care este numărul real al tinerilor care pleacă.
Dar noi trebuie totuși să vedem, să studiem din ce cauze tinerii pleacă peste hotarele țării. Că a face doar accent pe factorul economic este puțin. Și asta îl știu toți, că salariul la noi este mic, că nivelul de viață este foarte jos, conform rezultatelor sondajelor sociologice care le desfășurăm în Republica Moldova, pe primul loc se situează într-adevăr factorii socioeconomici, anume prețuri înalte la produse alimentare, la tarife, adică populația spune că nu este o corelare, o concordanță între prețuri și venituri. Și iată, cred că factorii economici sunt determinanți, dar nu doar factorii economici. Sunt și sociali, care într-adevăr influențează mult că tinerii pleacă peste hotare. Și politici. Și noi, deja de factorii medicali am vorbit, eu aș vrea să vorbesc aici și despre factorii geopolitici. Uitați-vă, o problemă mare pentru noi este aceea că Moldova nu este o țară integră, adică în vedere conflictul transnistrian formează nouă multe probleme. Nu avem un hotar, sigur. Nu, în lipsa unui hotar nu putem avea o economie viabilă. Și uitați-vă, mai ales în ultimul timp, când s-au întețit relațiile cu între, să zicem, țările europene și Federația Rusă, între Statele Unite și Federația Rusă. În cazul acela, când avem la Constanța o bază militară NATO, da? Republica Moldova este supusă unui pericol, nu doar de a pierde independența, da, țării, de a avea o instabilitate politică, dar și este supusă, mulți respondenți în sondajele noastre se pronunță pe marginea acelui fapt că în Republica Moldova, poate, pe acest teritoriu, poate să fie dezlănțuit un război. Și în contextul situației din Ucraina, când Ucraina se află în stare de război cu Federația Rusă, atunci Republica Moldova nu devine atractivă pentru persoanele tinere, persoanele bine școlite. Da? Ei, tinerii, pot să judece la macronivel, la nivel global și ei străduie să plece spre societățile mai stabile, societățile mai prospere din punct de vedere economic. Domnule Popovici, atunci, care e vina? Da. Cine poartă vină față de, inclusiv de speculațiile respective? Pentru că domnul Canu probabil n-a menționat intenționat sau a scăpat de un alt factor care apare în ultimul timp în societatea noastră, așa numitele mișcări care pun la îndoială necesitatea existenței Republicii Moldova ca stat. În acest context, iarăși de nou, nu este clară poziția guvernanților. Adică cineva manifestă împotriva existenței Republicii Moldova ca stat, pledează deschis pentru lichidarea acestui stat. Și clar lucrul ăsta mai apar și inclusiv la televiziunea. La televiziunea națională se promovează astfel de idei, adică televiziunea publică da. Se promovează aceste idei care pun la îndoială necesitatea existenței Republicii Moldova ca stat independent, suveran și neutru. Și atunci, vrei, nu vrei, dar în societate se creează o anumită imagine că noi vom avea probleme. Oare nu poate fi stopat acest proces, mai ales în condițiile când marea majoritate a Republicii Moldova și sondajele nu sunt de voie să nu spun adevărul, marea majoritate a populației Republicii Moldova se pronunță totuși pentru integritatea, independența și suveranitatea țării noastre. Referitor la ceea ce s-a menționat, noi probabil vom putea depăși aceste momente delicate de criză doar atunci când vom elabora politici în interesul Republicii Moldova. Iar aceste politici care vor fi elaborate în interesul Republicii Moldova vor conține ca element obligatoriu aceste prevederi cu caracter, să spunem așa, demografic. Indiferent în ce domeniu vor fi elaborate aceste politici. Domnule Popovici, fenomenul despre care vorbim astăzi este specific doar Republicii Moldova sau întregii regiuni în care ne aflăm? Poate a țărilor ex-sovietice? Și menționați și dumneavoastră că poate ar exista și anumite
forțe, nu știu, țări care ar fi cointeresate ca starea de lucru să nu fie tocmai cea mai bună? Sau nu are... Sunt procese obiective. Și da. Eu am menționat la începutul discuției noastre că cercetătorii au elaborat, să spunem așa, câteva prognoze de evoluție a acestor procese demografice în țara noastră. Și toate ele sunt negative. Dar unele sunt catastrofale, altele sunt mai puțin negative. Deci sunt anumite procese obiective de diminuare a numărului populației, determinate de criza aceasta, migrații, de problemele sociale, de mortalitate și așa mai departe, dar pot fi întreprinse măsuri de stopare sau de diminuare acestui impact negativ. Pentru că eu am menționat că, potrivit unor studii, dacă nu vor fi întreprinse măsuri, atunci, în 20 de ani, Moldova va mai pierde 1 milion de populație. Și atunci, cum a spus cineva, pentru noi nu va deveni atât de important acest miliard care a fost furat. Pentru noi va fi important ca acest milion să nu plece din țara noastră. Și pot să vă spun încă niște statistici, atât niște prognoze, o dinamică. Atât dinamica numărului de nașteri, care poate avea loc aceste tendințe în anii până în anul 2035. Dacă vor fi întreprinse anumite măsuri, atunci există șanse ca noi în anul 2035 să avem în jur de 32.000 de nașteri pe an. În condițiile când în anul 2004 au existat 38.000. Dar dacă nu vor fi întreprinse măsuri, atunci numărul nașterilor noi născuților se va diminua de 2 ori în comparație cu anul 2004. Adică la 38.000 la 19.000 de copii. Ceea ce este catastrofal pentru țara noastră. Da. De aceea, încă o dată, repet, este nevoie de întreprins măsuri sub toate aspectele. Și cum a menționat nu o singură dată șeful statului, problema demografică la etapa actuală pentru Republica Moldova este una din problemele fundamentale și soluționarea ei poate fi doar în complex. Da. Pornind de la studii fundamentale cercetări științifice și promovând politici în toate domeniile care să țină cont sau politici care să aibă ca una din componentele de bază, anume acest aspectul demografic. Domnule Mocanu, avem localități rurale unde avem o naștere două într-un an. Respectiv, ce ar trebui aici să se întreprindă? Susținerea tinerilor familii din punct de vedere financiar, nu știu, oferirea locurilor de muncă, unde ar fi? Unde ar trebui să începem aceste politici, aceste reforme? Pentru că cei care ne vizionează la această oră sunt de acord cu noi, probabil în unison. Problema există și este una destul de gravă. Dar de unde începem? Doar un moment, înainte ca să domnul Mocanu să-și expună gândul, aș vrea să revin la afirmațiile făcute anterior. Potrivit unor date, în 50 de localități nu s-a născut niciun copil anul trecut. Și referitor la factorii care duc la această nedorință de a naște copii, de a crește copii, sunt condițiile sociale. Da. Inclusiv această reformă despre care am vorbit noi în domeniul învățământului. Dacă se închide grădinița, dacă se închide școala în sat, ce fac tinerii? Ce fac ce? Ori așteaptă tipuri mai bune, ori pleacă din satul respectiv, iar satul moare. Dispare. Și noi am făcut un studiu, iarăși de nou, referitor la procesele care au loc în țările vecine. Și aici vreau să vă spun, ca urmare a unei reforme de asemenea negândite în domeniul educației, similare cele care au fost făcute în Republica Moldova, în Bulgaria au dispărut în câțiva ani de zile, au dispărut peste 600 de sate de pe harta țării. Da. Domnule Mocanu, vreau părerea dumneavoastră. Deci, deja în discuția noastră noi am menționat că ar putea să contribuie factorii demografici, factorii medicali, factorii economici, dar într-adevăr, problema cei că dumneavoastră menționați că în multe sate nu se nasc copii, ce s-ar putea de propus la aceasta? În primul rând, ca părinții să nu aibă frică de a avea copii, da? Ce trebuie de făcut? În primul rând, trebuie de sporit nivelul calității vieții. Pentru că vedeți că, conform stratificării sociale, noi avem undeva 40% care au un venit
sub minimul de existență. Și clar că nu pot să-și permită să-și permită să aibă copii și undeva 80% din sărăcie este la satele noastre, în satele noastre. Și, și speranța de viață tot este, paremis că la bărbații cu, în comparativ cu mediul urban, la bărbații din mediul rural este speranța de viață cu 4,5 ani mai mică, situația, dar la femei e cu 3 ani jumătate. Situația în satele noastre e mult mai gravă decât mediul, să spun așa, pe țară. Acum, continuăm mai departe. Ceea ce spunem noi de ce ar trebui de făcut, în primul rând, trebuie de sporit indemnizația pentru copii noi născuți, da, la naștere, de 5 ori trebuie să mărim aceasta. Deja ceva se face doar în mediul urban referitor la ajutorarea familiilor tineri să obțină locuințe, da? De calitatea vieții s-a vorbit. Eu, știți, aș vrea ca noi, discuțiile noastre să fie într-așa un fel că noi nu examinăm cifre concrete, 1,25 sau 3,25. Noi putem acum să vorbim doar de niște tendințe. Tendințe și nimeni, nici Organizația Națională Orientă, nimeni nu o să vină cu niște cifre exacte, să vină numai cu niște cifre estimative. Dar este un factor îmbucurător că plaiul nostru, frumos, plaiul nostru mioritic, va fi atractiv pentru alte popoare, alte etnii, alte rase. Și dacă vor pleca moldovenii, toți nu vor pleca din țară. Pe această notă eu sunt obligat ca să pun punct emisiunii de astăzi. Nu, dar totuși moldovenii au viitor la ei în țară. La sigur, stimați telespectatori, eu vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Vă îndemn să meditați asupra celor discutate astăzi. Iubiți-vă țara. O seară bună!